totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Lumea prin cruce, prin îngropare și prin învierea sa, căruia venind în Ierusalim spre patima cea de bună voie, poporul cel ce ședea în întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței, ramuri de copaci și stâlpări de finic, i-au prevestit învierea, însuți stăpâne, păzește-ne și pe noi, care, urmând acelora, purtăm în mâine aceste ramuri de copaci în această zi, de înainte prânzurindu-ne. Și precum pe acele popoare și pe acei prunci care ți-au strigat ție Osana, apără-ne și pe noi, ca prin laude și cântări duhovnicești, să ne învrednicim de dădătoarea de viață, înviere cea de-a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și se sfințește salcia aceasta cu harul Sfântului Duh prin stropirea cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine.
Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la tine, Părintele Lumiilor, și ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Christians, we are celebrating today Palm Sunday, the entrance of our Lord Jesus Christ into Jerusalem. Actually, it's improper to say only that Jesus entered Jerusalem. The Maker of the universe actually enters today in Jerusalem. He is seated not on a white horse with strong army to escort him, like the king of Babylon in ancient times. He is seated on a young donkey, the lowest of the creatures, and escorted by street children as the king of Jerusalem. For he is not the king of Babylon, the king of war and power and pride and riches. He is the king of Jerusalem, the king of peace and humility. And this is only right, for the name Jerusalem means the city of peace. Christ alone, the King of Peace, is therefore its rightful king. Children greet him with palms, the symbols of victory, and they cry Hosanna, meaning save, we pray. Their cry and their deed are greater than they know, for in their innocence they speak and do truth. For Christ alone saves us if we pray to him. And the palm branches are signs of victory, for victory comes through the tree of the cross. Beloved Christians, this what we are celebrating today is not just a historic event, but an event that can be repeated at every communion. For whenever we seek peace and humility as innocent as children, crying, save, we pray, then Christ enters our souls and makes them into Jerusalem within us. However, beloved Christians, we know that in Jerusalem there were not only children who greet him, there were also others, scribes and the Pharisees, who, as the Gospel says, were displeased. They are those who wanted a worldly leader, a man of violence, a rival to the Romans, and they will lead Christ to Golgotha, preferring an unrepentant thief to the Son of God. Amen.